Așa că Laura Nicolau a venit în vizită pe la noi să ne învețe cum să facem asta. Bună, Laura, bine ai venit. Bine v-am găsit. Bună, Lili, bună, Șurubelă. Mulțumesc, Laura, te pup. Lasă Laura că această geantă. Astăzi învățăm de la tine cum să ne organizăm geanta de plajă. Da, da. Sau și ce accesorii să avem, nu? Da. Este foarte important să luăm accesorii la noi când mergem în vacanță. Pentru că majoritatea încă n-au plecat în vacanță. Exact. Sunt oameni care încă stau la birou și se gândesc oarecum este pe plajă, pe șezlong, cu cocktailul, cu limonada. Da, și pe căldura asta, cu siguranță ne dorim cu toții să facem asta cât de curând. Ei, avem o veste. Ei sunt norocoși pentru că în magazinele de profil deja găsim reduceri pentru accesoriile estivale pe care le putem lua pe care le putem lua acum cu noi bine. În vacanță. Da. Sunt reduceri de până la 50% și atunci nu ne rămâne decât de făcut lista pentru practic must have-urile pentru vacanță. Dar nu era mai bine să le cumpărăm astă iarnă? Că așa face furnica. Păi știu, dar iarna se duce și nu era o reducere mai mare astă iarnă? Nu, pentru că ele nu existau în magazine. Nu existau astă iarnă? Sunt noua colecție. Deci avem ocazia să purtăm accesorii de sezon din noua colecție, la jumătate de preț. Bun. Păi fii atentă, atunci, Laura. Facem un felul următor. Ce ne-ai adus? Astea sunt accesorii esențiale pe care ar trebui să le avem în bagajul nostru pentru plajă. Cu ce să începem? Ce e cel mai important să avem? Ce poate încăpea practic în geanta pe care deja Șuru o poartă? Ia să vedem. Ce putem să punem în această geantă? E destul de încăpătoare asta. Chiar sincer, și pălăria. Și intră bine de tot. Universul aici. Deci pune și pălăria dacă pălăria e pălăria de plajă, exact. Dar cum o pui în geantă? Uite așa, pur și simplu. Așa direct nu se... Împăturești. Dar din ce material este? Poți fără să împăturești. Cum? Te rog, ajută-mă. Uite așa. Pur și simplu, da? Ei, și aici, în zona aceasta, poți adăuga, nu știu, șarfele, de exemplu. Punem chestii în pălărie. Exact. Sau pareo, da? Este un accesoriu care ne completează până la urmă, m-a învățat, nu știu, costumul pareo, de baie. Mi-am repetat într-o zi de 10 ori. Într-o zi a zis că a zis pareo de 242 ori. Nu poate completa ținuta, costumul de baie, putem să adăugăm și ne scoate din... Te pui așa în jur. Bun. Da, ne ridicăm de la plajă de pe șezlong, mergem la... Mergem undeva, trebuie să ne acoperim ca să ne simțim mai bine. Așa. Putem adăuga o șarfă. Avem mai multe modele. Stai că vin aici lângă tine ca să putem să adăugăm. Da, poți să vii lângă mine, exact. Ia uite. Avem mai multe șarfe pe care le recomandăm așa, pentru plajă, ne putem prinde părul cu ele. Da. Putem face un turban, da, pentru a ne proteja de razele soarelui. Exact. Eu ce fac în discuția asta? Tu ții geanta. Tu ții geanta, nu? Bun, este foarte bine. Ai un aport fix de care aveam nevoie. Sigur. Un pic. Să sigur. Fac și un turban. Putem să facem. Uite, da, o să fac turban din asta sau e tu, Maci? E prea... N-am cum, că e prea mică. Poți să faci un turban, poți să te... Uite, să folosești ca pe o bandană. Da. Exact. Da? Așa. Poți folosi ca pe o bandană. Exact. Hai. Da? Poți să faci o bandană sau poți să-l folosești ca pe o ventiță. Așa, noi continuăm, Laura, Avem, ca să terminăm cumva cu gențile acestea supradimensionate, da? Avem... mai multe modele. Ah, ce frumoasă e și asta. Putem, se poartă gențile astea și uite cea din spatele tău, tipaner, așa le spun exact. Eu. Exact. Cu cutaciul acesta auriu, da? E un pic altceva. E o notă nouă adusă, nu știu, unui coș de plajă clasic. Da. Da? Da, domnule. Ceva foarte colorat. Altceva. Da. Uite, ceva inspirat din... Plasa de pescar, da. Exact, exact. Asta e a mea? Asta e a ta, da. Asta mi-a adus-o mie. Da. Asta te duci tu la obor să-ți iei chestii, că e foarte mișto. Asta mi se pare. Uitați-vă exact, un pic. Da? Sunt gata. Uite, are și un din ăsta, un fel de portfart ceva în interior și poți adăuga acolo. Chiar mă gândeam. Astfel încât să nu iasă nimic pe aici. Chiar mă gândeam. Da. Așa, bun. Îmi depun faldurile astea. Hai să mergem mai departe. Eu am văzut, cercei. Cercei sunt foarte importanți la plajă. Degeaba spuneți voi, păi, dar mește dai cu ulei și nu există. Accesoriile cercei, în general, sunt foarte importanți. Ce purtăm anul ăsta? Alegem niște modele supradimensionate. Da. Dacă suntem fashioniste, ne dorim să avem accesorii la plajă, normal, dar să nu ne încurce la bronz, da? Exact. Nu vrem să ne încurce bronzul și atunci adăugăm niște cercei supradimensionați. Și care... e și un material care se șterge foarte repede, adică... Exact. Uite, ceva de inspirație, da? Ăștia trebuie gaură la ei sau poți să-i prinzi așa, sunt cu clips? Aceea îi poți folosi așa. Da? Da, ești norocos. Avem un model cu clips, da? Și aceștia sunt tot cu clips. Da? Sau ceva foarte colorat. A, și ăștia îmi plac. Niște modele atipice. Ia uite, Șuru, ce scrie aici?
Love. Love. Nu? Ce drăguț. Da, frumos. Pentru că e... E, da. E accesoriul de care nu ne despărțim niciodată, da? Dragostea. Trebuie să adevărul fie... că vara iubim da? Parcă și mai mult, nu, nu? Știu, se întâmplă da, așa. Da, se întâmplă da. Ceva în vară, da. Exact. Bun. Ce mai avem? Cercei atipici. Uite-te! Pe care l-am stricat pe ăsta un pic, cred că era, aici era lipit și cred că am tras un pic în tare. Nu-i nimic, se întâmplă. Hai să mergem mai departe, că nu ne... Așa, facem da. De plată după aia. Ia uite, Șuru, ce avem aici. Ce fel de cercei sunt ăștia? Ăștia sunt cercei cu suc de rodie. Da, cu da. Un fel de cocktail, da, pe care îi poți vedea cu ce dorești tu, da. E, sunt niște cercei atipici pe care îi purtăm în vacanță, da? Da, perfect. Permitem să-i purtăm în vacanță. Din nou ceva supradimensionat, da? Foarte frumos. Ăștia poți ții și seara dacă mergi la un restaurant. Că exact. Ce avem aici? Exact. Clamele de păr sunt foarte importante, pentru că trebuie să ne prindem și părul. Ne ca prindem să ne părul, exact, pentru că ne dorim să fim lejeri, exact. Să le relaxați, și el, să nu transpirăm, cald, să, păr. Exact, părul să fie prins lejer. Și avem tot felul de... Și să ne... tipuri de exact. Culori, de aurii, da, argintii. Da. Deci un clește de păr este must have, da? Da. De, putem să-l punem în coșul de plajă. Oh, efectiv m-am îndrăgostit. Da. Pentru o notă de vacanță chiar și în oraș. Uitați de această geantă. Da. Este gata. Foarte frumoasă geantuța asta. Și asta se... Aici, bine, acum dacă mă întreb pe mine, Laura, pot să o iau și mai spre seară încolo, da? Da? Păi da, despre asta este vorba. Exact, aici avem niște modele pe care le putem purta... Cum desfaceți chestiile astea? Am picat ambicerții până acum, ca să înțelegeți. Uite, nu, să-ți arăt, ai temă până data viitoare, ți-l las ție să exersezi. Cum desfaceți chestiile? Nici eu dacă aș fi hoț. Te las să exersezi. Nici măcar să pur din geantă. Șuru, trage că rup. Dar cum se fac? Vai, super, gata. Gata! Ce frumos! Doamne. Am descoperit așa, comoara. Bun, da. Bun, bineînțeles că aici mai avem tot felul de accesorii pentru, pentru gleznă, da? Pentru picior. Da, pentru picior, niște brățări pentru picior pe care le putem purta la plajă. Ne dorim să avem accesorii pe gleznă în timpul verii, pentru că e cool, e sexy, da, mă, e fashion. Da, dorim ce? Da. Și astea sunt niște... Acestea sunt niște lanțuri pentru talie, Lili. Astea-ți plac, nu? De picior, nu. Nu, eu vorbeam cu Andreea. Sunt niște lanțuri pentru talie. De le punem aici așa. Și astfel accesorizăm costumele de baie. Corect, ca să nu mai pară banale, exact, și așa mai departe. Exact. Da. Laura, îți mulțumim tare mult. Nu de alta, dacă mai stai pe aici, nu mai rămâne nimic. Aici, că noi... Stric eu tot. Mulțumim foarte mult. Cu drag și eu mulțumesc.